Există un cuplu despre care merită să scrii o întreagă carte, nu un simplu articol pe net. Povestea lor începe cât se poate de macabru la înmormântarea fiului ei. Din câte spune ea, înțelegem că nu și-a putut dezlipi ochii de pe el întreaga durata slujbei de înmormântare. Îl observasem pe acest tânăr domn cu un zâmbet fermecător în timpul slujbei și mi-am zis, era în cealaltă parte a bisericii, dar mă tot uitam la el. Era ca o lumină strălucitoare care mi-a linat suferința. La final, când ieșeam pe ușă, a venit la mine și mi-a transmis condoleanțe. Nu am avut prea mult timp la dispoziție, dar a fost de ajuns. Deci zâmbetul lui Gheri era așa de cuceritor încât a eclipsat complet trupul lipsit de viața al băiatului femei. De ce să-ți privești pentru ultima oară copilul când poți să visezi cu ochii deschiși ca o adolescentă? Câteva luni mai târziu, Gheri și femeia s-au reîntâlnit la un restaurant. Norocul face ca el să se fi despărțit recent de iubita lui. Acum single, Gheri a mărturisit Almedei că atracția este reciprocă. Trei săptămâni mai târziu s-au căsătorit. Toate astea se întâmplau acum câțiva ani când Gheri avea doar 17 ani, iar Almeda 71. Iată-ne câțiva ani mai târziu, iar dragostea lor este încă vie. Cei doi locuiesc acasă la Almeda, împreună cu unul dintre nepoții ei, nepot care este cu trei ani mai mare decât Gheri. Cu Chiucuvai, neamurile lor s-au împăcat cu ideea și au ajuns să accepte situația. Gheri și Almeda trăiesc în Tennessee, adică prin sudul Statelor Unite. Sigur te-ai întrebat cum este posibil să te căsătorești la 17 ani, iar acum ți-ai primit răspunsul. Din spusele lor, n-are cum să existe pe pământul ăsta vreun cuplu mai împlinit. Dacă iubești pe cineva, vârsta este doar un număr. De doi ani încoace sunt căsătorită cu sufletul meu pereche, a spus Almeda. Cei doi sunt și vlogări, iar canalul lor are peste 50.000 de abonați. Pe Gheri, în Almeda Reacts găsești în principiu filmulețe cu ei Ascultând muzică, reacționând la ea în timp real și comentând pe marginea pieselor, dacă ei sunt fericiți împreună, bravo lor! relatează allforromania.ro